Salut! Vreau să explic și celor nerăbdători să joace acest joc, Pokémon Go, cum se poate instala aplicația și dacă nu ești din America. După cum vedeți, din App Store nu ne lasă. Nu are rost să încerci să schimbi pe alt store, că tot nu merge. Și există o alternativă de pe Hip Store, link-ul o să-l găsiți în descriere. Această aplicație se poate instala pe toate versiunile de iOS, în afară de 10. Un pic, dați aici pe non-jailbreak, download. Trebuie să înceapă imediat. Eu folosesc acum un iPhone 6 cu iOS 9.3.2. Merge perfect și pe versiunile o idee mai vechi, dar pe ultima se pare că agață un pic. Bun, acum deja începe instalarea, se poate vedea acolo jos. O să derulăm un pic în față, bine, ca să nu consumăm aici timpul degeaba. Bun, am revenit. Deci, aplicația s-a instalat. Intrăm în ea, dar ne dă asta. Eroarea aia, trebuie să îi dăm acces din setări, general, jos, pe profile. Bun. Este technology, trust. Bun. Deoarece aplicația asta folosește locația, verificați că aveți privacy-ul pornit, on, tot timpul, location services. Și cam asta e. Intră în aplicație. La început o să dureze o idee mai mult, sub un minut oricum, sau poate peste. Dar pornește imediat, stați liniștiți. Da, opa. Hai dăm acces. Pac, hello. Băgăm aici data voastră. Cel mai bine ar fi să băgați o dată de peste 16 ani, ca să nu vă complicați cu încă o înregistrare inutilă. Și să vă logați cu contul de Google. Permiteți? Aici, cum vreți voi, eu nu prea le dau la astea. Și am pornit. Foarte tare. Dacă îl instalați pentru prima oară, o să vă ceară un username. Eu l-am mai instalat toată ca să nu mă fac de râs în video ăsta, să nu meargă. Și cam asta e. Spor la joc, link-ul în descriere. Ciao!